Bun găsit! Iată că neînțelegerile politice iar au provocat o serie de probleme la nivelul guvernului. Această ordonanță de urgență care a fost pregătită de Ministerul Finanțelor Publice a rămas în stand-by. Se va discuta la nivelul Ministerului de Finanțe, dar și la nivelul altor ministere care au atribuții. Mă refer, spre exemplu, la Ministerul Sănătății, care va discuta cu producătorii de băuturi carbogazoase în ceea ce privește taxa pe zahăr, dar și cu comisiile de specialitate de la nivelul Parlamentului. Va fi obiectul unei alte ordonanțe, explicat Ministrul Finanțelor Publice. La fel și impozitarea pensiilor de lux în momentul de față rămâne în așteptare. Cel mai probabil va face obiectul unui proiect de lege sau chiar va fi introdusă această prevedere într-o altă formă, într-un proiect de lege care deja se află la nivel legislativ, mai spunea Eugen Teodorovici. Sunt prevederi care însă vor fi cuprinse într-o ordonanță ce va fi discutată și trebuie asumată la nivelul întregii coaliției de guvernământ, mai explica Ministrul Finanțelor Publice. Prevederi care vizează creșterea accizei la țigarete, plata contribuțiilor sociale pentru tichetele cadou și de asemenea blocarea posturilor vacante în administrație. În ceea ce privește reducerea la jumătate a numărului secretarilor de stat, acest lucru nu va mai fi făcut printr-o decizie orizontală, explicat tot ieri Eugen Teodorovici, ci cel mai probabil printr-o serie de hotărâri de guvern pe care le va iniția fiecare ministru în parte, astfel încât fiecare instituție să se reorganizeze în funcție de necesitățile pe care le are în prezent la nivelul tuturor direcțiilor.